scandalul Nordis, ce a făcut protecția consumatorilor pentru clienții grupului imobiliar? Mai nimic, a constatat Recorder. Scandal politico-financiar în sportul olimpic cu doi foști miniștri în centru, Elisabeta Lipă și Eduard Novak. Și forțele israeliene l-ar fi ucis în Gaza pe liderul grupării radicale palestiniene Hamas. E joi, 17 octombrie, ascultați știrile zilei de la Recorder. La o săptămână de când Recorder dezvăluia practicile de afacere ale dezvoltatorului imobiliar Nordis, lucrurile par să se fi pus în mișcare. Între altele, puterea politică promite că o lege va limita drastic avansurile încasate de firmele de construcții de la potențialii clienți. Iar parchetul a recunoscut că verifică cele întâmplate sub suspiciunile de delapidare și de constituirea unui grup infracțional organizat. Totuși, cu ce s-au ocupat instituțiile până în momentul de față, mai ales cele care ar fi avut cum să intervină, una dintre ele este protecția consumatorilor, care, după cum a descoperit colegul Alex Nedea, a tratat cu foarte multă blândețe grupul de firme Nordis. L-am întrebat pe reporterul Recorder ce știa ANPC-ul despre clauzele prezumptiv abuzive din înțelegerile încheiate cu potențialii beneficiari. Am aici, ți-am adus să vezi două documente care demonstrează clar că cel puțin anul trecut, cei de la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor știau că există probleme în contractele Nordis. Ce sunt aceste documente? Sunt două reclamații. De exemplu, aceasta este o reclamație trimisă în iulie către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor de către un client care a cumpărat două apartamente la Mamaia. Acest client tocmai făcea referire la posibile clauze abuzive în contractele Nordis. Numai că timp de 30 de zile acest client nu primește niciun răspuns de la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, așa că face o revenire și mai trimite o reclamație care o completează pe aceasta. După 60 de zile, clientul face rost de numărul de telefon al președintelui autorității, Horia Constantinescu, și scrie la acea dată, și scrie un mesaj pe WhatsApp în care îi spune: există o problemă la Nordis, uitați-vă, eu am făcut o reclamație, nu am primit niciun răspuns. Bun, și am răspunsul făcut, domnului Constantinescu? Am făcut chiar două reclamații, iar răspunsul domnului Constantinescu a fost că se va interesa, că va dispune către subordonații dumnealui, pentru că asta ar fi trebuit să facă. În mod surprinzător, a doua zi primește un răspuns clientul. La reclamațiile lui, care se întind pe foarte multe pagini, în care se aduc dovezi concrete despre posibile clauze abuzive la firma Nordis, primește un răspuns de o singură pagină: vă comunicăm că reclamațiile dumneavoastră au fost concluzionate ca neconcluzionabile. Înțeleagă cine ce-o vrea din formularea este asta. Este absolut înfiorător să primești un asemenea răspuns și absolut dezarmant când tu știi că ai consultat avocați, ai consultat chiar și oameni din interiorul ANPC-ului, pentru că știm că acest client s-a consultat și cu un fost angajat al ANPC-ului care cunoștea foarte bine legile. Și tu când știi că vii cu pagini întregi de dovezi împotriva acestei societăți, să primești câteva rânduri ca răspuns cum că reclamațiile dumneavoastră au fost concluzionate ca neconcluzionabile. Ce ar fi trebuit să se întâmple într-o lume ideală cu aceste reclamații? Ce ar fi trebuit să facă ANPC-ul? Există în România o lege încă din 2000 care ar trebui să protejeze clienții de clauzele abuzive din contract. Pentru că un vânzător care lucrează în domeniul imobiliar nu poate să strecoare în contractele pe care le prezintă clienților orice clauză dorește el. Care e rațiunea? Rațiunea este că majoritatea oamenilor nu au cunoștințe juridice și nu pot înțelege ce se află în spatele anumitor clauze și atunci statul trebuie să intervină. Relația comercială trebuie să fie echilibrată. Chiar dacă un client acceptă clauze, tu ca stat trebuie să interzici clauzele otrăvitoare, clauzele care ar putea să-l lege pe client de mâini și de picioare. Iar ANPC are posibilitatea să intervină, ba poate chiar obligația?
ANPC-ul este una din puținele instituții care pot interveni în asemenea situații și trebuie să identifice clauzele abuzive sau potențial abuzive din contracte. În cazul de față, ANPC-ul ar fi trebuit să ia la puricat contractele Nordis și să vadă dacă există sau nu clauze abuzive. Iar din informațiile pe care noi le-am strâns, există clauze abuzive. Noi am consultat 3 avocați. Le-am trimis acestor avocați un antecontract pe care Nordis îl punea la dispoziția clienților. Toți avocații pe care noi am consultat au fost siderați de multitudinea de clauze pe care avocații le-au considerat abuzive. De exemplu, legea din România interzice să strecori o clauză în contract care îi dă dreptul vânzătorului să modifice unilateral termenul de livrare al produsului, în cazul de față apartamentului. Ne-am înțeles la, nu știu, jumătate de an, în jumătate de an trebuie să livrez, nu mă trezesc eu constructor peste 9 luni, că mai durează. Mai durează și n-am cum unilateral să spun, mai stau 3 luni, mai stau 2 luni. Ei, tocmai într-un contract, această prevedere legală părea a fi încălcată, pentru că se stipulează în acest contract că vânzătorul are posibilitatea de a prelungi termenul de vânzare cu un număr de zile calendaristice fără nicio formalitate, altă formalitate. Dar știm, Alex Nedea, că pe parcursul anului trecut ANPC a verificat, a și făcut public acest demers, mai mulți dezvoltatori imobiliari. S-a strecurat și Nordis printre ei sau... Ce să facem că nu? Într-adevăr, la nivelul Bucureștiului doar, ANPC-ul a verificat 70 de dezvoltatori imobiliari. I-a luat la puricat pe fiecare în parte. Era vorba de un control tematic. Controlul tematic e ceva foarte, foarte serios. Imaginați-vă că un dezvoltator trebuie să vină cu un camion de documente, efectiv, ca cei de la ANPC să verifice fiecare prevedere legală, inclusiv clauzele abuzive. În lista aceasta de 70 de dezvoltatori care au fost controlați, noi nu am văzut Nordis Management SRL. Am văzut foarte multe firme mici, ba chiar dubios de mici, niște firme cu 2-3 angajați, 10 angajați, cu cifre de afaceri derizorii, dar nu am văzut această firmă Nordis Management SRL care avea o cifră de afaceri în 2023 de 30 de milioane de euro și 70 de angajați. Vorbeam de altfel încă de săptămâna trecută, Alex Nedea, despre legăturile la vârful politicii ale grupului de firme Nordis. Laura Vicol condusese comisia juridică din Camera Deputaților până foarte de curând. Domnia sa este soția unuia dintre asociații Nordis și aflăm, e de notorietate publică până la urmă, că există o prietenie foarte strânsă între doamna Vicol și Horia Constantinescu, fost președinte al ANPC. Cum explică domnul Constantinescu pasivitatea aceasta pe care ai documentat-o a instituției? Dumnealui nu vrea să facă niciun fel de legătură între prietenia pe care o are cu doamna Laura Vicol și felul în care a reacționat instituția în urma sesizărilor primite legate de noi. Nu vezi că ce o persoană care să spună că am spus să fie controlat sau necontrolat, cineva a spus să fie controlat, cineva în momentul în care avem dat. Nu a spus în viața mea cine să nu fie controlat, niciodată, nici măcar când a fost vorba de firmele fostemele soțiile. Cum puteam noi spune cuiva, bă, nu te du la ăla? Cum procedam? Mai de să imaginăm cum făceam. Cum dădeam telefon ca să înțeleg și eu la... Să reducem prin absurd. Există mai multe metode, există... Hai să vedem cum făceam. Puneam adică... la petrecut, spuneam la bă, te rog eu frumos, nu te lua operatură X economic. De ce idiot? Dacă l-a registrat sau pe ce mă expuneam unei astfel de situații vreodată în viața mea. O legătură de cauzalitate directă n-ar putea fi stabilită în felul ăsta. Nu se poate stabili o legătură strictă de cauzalitate, dar noi ca jurnaliști trebuie să punem informațiile față în față. Și în momentul de față avem această prietenie de lungă durată între un președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, care verifică inclusiv dezvoltatorii imobiliari, și o doamnă, soție a principalului asociat la unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din țară. Mai mult decât atât, avem o serie de plângeri legate de acest dezvoltator, plângeri pe care Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor le-a tratat cel puțin dubios, ca să nu zic altfel.
caz în care cei care au reclamat aceste lucruri la ANPC și care au rămas, ne închipuim, nemulțumiți în continuare, altfel decât recurgând la justiție, nu prea ar avea cum să meargă mai departe. Din păcate, da, din păcate acești oameni nu s-au simțit deloc protejați și reprezentați de această instituție care ar fi trebuit să îi apere și să îi protejeze. Articolul Noi dovezi despre protecția primită de Nordis de la instituțiile statului e de găsit pe site-ul nostru recorder.ro. Dacă Nicu Șordan chiar își dorește un referendum despre atribuțiile primarului general și cele ale primarilor de sector, n-are decât să se descurce. Premierul Ciolacu anunță că guvernul nu va schimba legea în așa fel încât consultarea populară să se organizeze simplificat la data primului tur al prezidențialelor. În baza regulilor din prezent, atunci când un referendum local se desfășoară simultan cu alegerile naționale, nu se poate folosi aceeași infrastructură. Biroul electoral, membrii secțiilor de votare sau tabletele care scanează buletinele, de exemplu. În opinia lui Marcel Ciolacu, primarul general ar fi trebuit să sugereze o singură întrebare. Ar trebui sau nu să se desființeze primăriile de sector? Nu mai schimb nicio lege, suntem în timpul jocului. Schimbăm legile chiar după fiecare. Domnule prim-ministru, în primăvară ați anunțat o lege specială pentru capitală. Spuneați atunci că primarii de sector ar trebui să fie mai puțin dependenți de primăria generală. Ne așteptăm ca după alegeri să mergeți mai cred, departe. Eu cred în descentralizare. Eu cred în continuare în descentralizarea autorităților locale. Și tot vorbim de a de 30 și ceva de ani și este cazul să facem această descentralizare. Dacă bucureștenii consideră că desfințarea primăriilor de sector ajută la această descentralizare, așa o să facem. Consiliul General al Bucureștiului se pronunță luni prin vot asupra propunerii lui Nicu Șordan de organizare a referendumului. Cu sau fără procedură simplificată, el va avea loc, spune primarul general. Pentru că noi suntem în preajma unor alegeri și a unor referendumuri, cetățenii ne vor judeca pe toți, da? Cu ștampila în mână. Dacă domnul Ciolacu, primul ministru al României, vrea să ajute desfășurarea corectă a acestui referendum, cetățenii vor vedea. Dacă vrea să-l încurce, vor vedea de asemenea. Ar fi însă de acord Nicu Șordan cu eventuala desființare a sectoarelor Bucureștiului? Eu am în față un mandat de 4 ani. Da. În acest mandat de 4 ani, eu vreau să am mai mulți bani ca să putem să rezolvăm problemele bucureștenilor și vreau să dau autorizații de construire ca să nu mai nenorocim traficul. În acești 4 ani nu putem pune în discuție dispariția unor sectoare pentru care există primar și consilier local aleși. Discuția asta este pentru 2028, eventual. Eu vreau să avem o discuție pentru 2025. Să mai spunem că societatea civilă a primit cu reticență demersul primarului general. Ovidiu Voicu, directorul Centrului pentru Inovare Publică, amintește pe Facebook că referendumurile sunt consultative și că ele nu au efect juridic imediat. De pildă, referendumul pe tema numărului maxim de 300 de parlamentari nu a produs efecte. Curtea Constituțională a stabilit că Parlamentul nu e obligat să-l pună în practică. Potrivit lui Ovidiu Voicu, dacă în cele din urmă Consiliul General va fi cel care împarte banii strânși din impozitele și taxele locale, e foarte posibil ca partidele mari să-și aranjeze majorități care să dispună discreționar de aceste fonduri. Cât despre ideea ca primarul general să fie cel care emite autorizațiile de construcție pe întreg teritoriul orașului, Ovidiu Voicu propune un exercițiu de imaginație. Cum ar arăta în acest caz un București cu Gabriela Firea sau cu Cristian Popescu Piedone la primărie? Scandal politico-financiar în sportul olimpic, protagoniști sunt o candidată PSD la Camera Deputaților, Elisabeta Lipă, și un candidat UDMR la Cameră, Eduard Novac. Amândoi sunt foști miniștri ai tineretului și sportului. Eduard Novac a reclamat săptămâna aceasta bonusurile cerute de Federația de Canotaj pentru performanțele de la Jocurile Olimpice din Paris. Potrivit lui, unele persoane din cadrul Federației vor primi mai mulți bani decât campionul olimpic David Popovici, secretarul
secretarul general și contabila șefă ar figura pe solicitarea de plată cu suma de 324.000 de euro. Nici pomeneală, a răspuns Elisabeta Lipă, președinta în exercițiu a federației, a afirmat că suma ar urma să fie împărțită celor câteva zeci de persoane care lucrează în organizație. Elisabeta Lipă nu a explicat însă pe ce bază și în ce fel se vor face plățile respective. A adăugat însă că ar fi procedat în exact același fel în cazul premiilor pentru precedenta ediție a Jocurilor Olimpice, cea de la Tokyo. Tu ca sportiv, oricât de bun ai fi, dacă nu ai lângă tine o echipă care să te facă să dai tot ce ai tu mai bun și ca pregătire și ca mental și tot în competiție, nu poți să faci nimic doar cu talentul pe care îl ai. Așa că eu apreciez enorm de mult și acei beneficiari ai indemnizațiilor de merit, pentru că și aici au fost nemulțumiri că nu sunt blocate. Ba, sunt blocate și aceste indemnizații de merit sunt plafonate. Elisabeta Lipă conduce de mai mulți ani Federația de Canotaj, care a avut cele mai bune rezultate la ultimele ediții ale Jocurilor Olimpice, inclusiv la cea din acest an. 2 medalii de aur și 3 de argint. Fondul de premiere pentru rezultatele din Paris trece de 8 milioane și jumătate de euro. Cel puțin 3 candidați la prezidențialele din Moldova ar fi sprijiniți ilegal de oligarhul pro-rus Ilan Șor. Șeful poliției, Viorel Cernăuțeanu, a confirmat site-ului Hot News că pe numele a 3 dintre ei s-au deschis dosare penale. Sunt bănuiți de coruperea alegătorilor și de perturbarea scrutinului de duminică. La aceeași dată are loc un referendum pe tema aderării Moldovei la Uniunea Europeană. Cum investigațiile sunt în curs, numele suspecților nu pot fi făcute publice. Serviciile secrete au descoperit deja că numai puțin de 130.000 de cetățeni ar fi fost mituiți cu bani trimiși din Rusia să voteze un anumit candidat. Numele ar urma să le fie comunicat prin aplicația de mesagerie Telegram. Comentatorii politici interne de la Chișinău afirmă că mult mai ușor de identificat sunt candidații care nu depind de Moscova. Președinta Maia Sandu, creditată cu prima șansă, fostul ministru al tineretului Octavian Țâcu și Andrei Năstase, ministru de interne în 2019. La acea dată, după ce a fost vizat într-un dosar de mare corupție, Ilan Șor a fugit în Israel. Moldova nu a reușit încă să obțină extrădarea lui. Serviciile secrete și forțele armate israeliene verifică relatări potrivit cărora liderul grupării radicale palestiniene Hamas ar fi fost lichidat în cursul operațiunilor din fâșia Gaza. Surse citate de BBC afirmă că există indicii foarte credibile că Yahya Sinwar ar fi fost omorât. La data înregistrării acestui podcast însă nu exista vreo confirmare oficială. Se presupune că Yahya Sinwar ar fi avut un rol cheie în planificarea atacurilor de pe 7 octombrie anul trecut din Israel. Teste ADN s-ar fi făcut deja asupra unui cadavru. Sinwar s-a aflat în captivitate în Israel între 1988 și 2011. Pe de altă parte, cel puțin 22 de persoane au fost ucise și alte câteva zeci rănite într-un atac aerian asupra unei școli din orașul Jabalia din fâșia Gaza. Potrivit forțelor armate, clădirea ar fi fost utilizată drept un centru de comandă de către Hamas, ceea ce organizația palestiniană dezmin. Spitalul local nu mai are locuri în secția de terapie intensivă, iar angajații se plâng că duc lipsa medicamentelor și a materialelor sanitare. Instituția se confruntă de asemenea cu o criză acută de personal. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi atenția. Fosta jurnalistă Sanda Nicola deschide lista candidaților din București la Camera Deputaților a Partidului România în Acțiune, care îl susține pe Mircea Joană la prezidențiale. După ce a lucrat la mai multe televiziuni, Sanda Nicola a renunțat în 2019 la mass media. Ea este acum consilieră a fostului lider PSD. Sanda Nicola spune că Partidul România în Acțiune speră să poată depăși pragul electoral de 5%.
și recunoaște că acest scor depinde în mare măsură de prestația lui Mircea Joană. În politică intră și Florin Buhuceanu, președintele asociației Accept, care militează de decenii pentru drepturile minorităților sexuale. El va candida tot la Camera Deputaților, însă din partea Reper. Buhuceanu ocupă locul al doilea pe lista partidului înființat după ruperea din USR a facțiunii conduse de Dacian Cioloș. Spune că a ales Reper pentru că este primul partid care are parteneriatul civil înscris explicit în programul său politic. Lista de la Camera Deputaților este deschisă de Cătălin Teniță, fost antreprenor în IT și deputat din partea Reper. Primul dintre candidații la Senat este activistul Octavian Berceanu, fost director al Gărzii de Mediu. Un fost membru al trupei pop One Direction, Liam Payne, a murit în Buenos Aires la vârsta de 31 de ani. El a căzut de la etajul al treilea al unui hotel. Presa locală scrie că poliția a intervenit în urma unui apel de urgență care menționa un bărbat agresiv care ar fi putut să se afle sub influența drogurilor și alcoolului. În vara anului trecut, Liam Payne recunoștea că a fost dependent de alcool și că a petrecut mai bine de 3 luni la dezintoxicare. Trupa One Direction s-a format în 2010 în urma concursului televizat X Factor. Grupul a vândut peste 70 de milioane de discuri în toată lumea și a devenit astfel trupa de adolescenți cu cele mai mari vânzări. Punem punct aici știrilor zilei. Pe YouTube vă puteți abona apăsând butonul care activează notificările. În stânga lui, opțiunea Join vă dă ocazia să deveniți membri ai comunității. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!